Bună ziua, stimați colegi, și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Sunt profesor Mihai Mihăescu și vă propun să descoperim cum putem utiliza codurile QR în activitatea didactică. Codul QR este o gamă de standarde de codare cu formă de bare bidimensionale. Numele provine de la o prescurtare din engleza cuvintelor Quick Response sau răspuns rapid. Cantitatea de date ce poate fi stocată în codul QR depinde de tipul de date, versiune și nivel de corectare erorii. Ele sunt utilizate liber, fără licență, și cele două tipuri de coduri QR sunt codurile statice, respectiv codurile dinamice. Vă propun să descoperim împreună, cu ajutorul site-ului qrcodegenerated.com, cum se creează un cod nou. Butonul verde ne ajută să generăm un astfel de cod. După cum observați, putem denumi codul și instantaneu, în momentul scanării, elevul va identifica denumirea codului. O să alegem un link către un videoclip de pe contul de YouTube Primar EduCred. Vom insera linkul în câmpul dedicat, apoi vom alege o anumită pictogramă care va fi inserată în fișa de lucru sau în fișa de documentare pe care o pregătim. După cum observați, putem alege verbul scanează cu telefonul și, evident, putem alege o altă culoare pentru editarea codului. Iar în final putem alege să descărcăm acest cod pe device-ul propriu. Ulterior, utilizând această imagine în fișa de lucru pe care o să o prezentăm la clasă. Fișa de lucru permite elevului să urmărească resursa educațională deschisă, iar apoi, în baza acesteia, va efectua o activitate de învățare. Iată câteva dintre posibilele activități pe care le putem desfășura în clasă cu ajutorul codului QR. Storytelling, sistemul periodic al elementelor chimice, putem genera probleme de matematică ascunse în codul QR, și, bineînțeles, putem desfășura activități de învățământ la distanță, crearea de teste, afișarea notelor și, bineînțeles, promovarea unor evenimente. Iată două mostre de realizare a codurilor QR. Vă mulțumesc și vă doresc succes!